evenimentului, frații Cămătaru, Nuțu și Sile, ajung din nou la închisoare. Azi au primit o nouă condamnare. Sile Cămătaru de 5 ani și 6 luni, Nuțu Cămătaru de 5 ani și 5 luni. Adrian Bujoaică este acasă la Sile Cămătaru în acest moment. Adrian, pentru ce e condamnarea și ce crezi că au de gând să facă? Eliberările au fost pe cal întotdeauna, ți-amintești? Bun găsit, condamnările din acest dosar sunt pentru mai multe infracțiuni de violență, fie că vorbim de cămătorie sau omor deosebit de grav. Sunt câteva dintre infracțiunile descrise de anchetatori în rechizitoriul întocmit încă din anul 2013, acolo când a fost înregistrat dosarul la Curtea de Apel București. Iată că acum acest caz a ajuns în atenția judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care astăzi au dat o hotărâre. De data aceasta asta vorbim de o hotărâre definitivă și, așa cum ai spus și tu, cei doi frați Cămătaru s-au ales cu condamnări cu executare. Dacă vorbim de Sile Cămătaru, atunci judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au considerat că el trebuie să meargă în spatele gratiilor pentru 5 ani și jumătate. Vorbim de o pedeapsă de închisoare cu executare și dacă vorbim de Nuțu Cămătaru, atunci în cazul său, judecătorii de la Curtea Supremă au decis să păstreze sentința dată în prima instanță de colegii săi, de colegii lor de la Curtea de Apel București, de 5 ani și 5 luni de închisoare cu executare. Însă, în acest dosar, pentru că vorbim de aproximativ 50 de persoane implicate în acest dosar, judecătorii au decis condamnarea aproape a tuturor celor implicați în acest dosar și pentru că vorbim și de clanuri rivale și cei care se aflau la conducerea clanului sportivilor au fost condamnați. Vorbim de Cristian Roșca, cel care a primit o condamnare de la Curtea Supremă de 9 ani de închisoare și Adrian Preda, pentru care judecătorii de la Curtea Supremă au decis o condamnare de 12 ani de închisoare cu executare și în cazul lor vorbim de acuzații de infracțiuni cu violență, de cămătărie, de tentativă de omor sau chiar de omor deosebit de grav. Acestea sunt încadrările pe care vă spuneam le-au făcut anchetatorii în rechizitoriul întocmit. Acum, după ce toate actele vor fi definitivate, iar judecătorii de la Curtea de Apel vor întocmi și mandatele de executare a pedepsei, cu siguranță la adresele tuturor celor implicați în acest dosar, polițiștii se vor prezenta pentru a pune în executare aceste mandate. Rămâne însă de văzut dacă toți cei care sunt implicați în acest caz vor fi găsiți în această seară de către polițiști. Îți pui problema, Adrian, să nu fie găsiți în această seară. Te întreb dacă, adică variantele sunt fie să ridicați săltați de acasă, fie se predau ei la cea mai apropiată secție de poliție, fie nu-i mai găsește nimeni. Îți pui și această problemă. Sigur, sunt mai multe variante. Vor fi cu siguranță căutați la domiciliile declarate. Dacă nu, între timp ei decid să meargă către secțiile de poliție de care aparțin pentru a se preda, de îndată ce aceste acte de la instanță vor fi comunicate către polițiștii judiciariști. Rămâne însă de văzut, v-am spus, sunt foarte multe persoane implicate în acest caz. Tocmai de aceea și întocmirea tuturor actelor va dura cu siguranță ore bune până ce pe masa poliției vor ajunge toate mandatele de executare a pedepsei și în baza acestor mandate polițiștii vor merge mai apoi către domiciliile tuturor celor implicați în acest caz. Există posibilitatea, am mai asistat la astfel de cazuri când nu au fost găsiți diversi inculpați, condamnați definitiv în dosarele penale și atunci procedura spune că ei trebuie să fie dați întâi în urmărire națională, iar în baza acestui mandat de urmărire națională, se merge mai departe, se dau numele celor vizați în consemn la frontieră și mai apoi într-un alt mandat de data aceasta de urmărire internațională.